Probabil o să se mai scumpească, pentru că altfel de unde s-ar acopera aceste costuri? Lumea acum, daunele sunt mai mari. Vestea că asigurările auto obligatorii se scumpesc vine după ce prețul acestor polițe a crescut deja cu 10% față de anul trecut. Șeful ASF, Miciu Negrițoiu, consideră că polițele RCA ar trebui să fie și mai scumpe, ca urmare a accidentelor rutiere tot mai multe. Dacă nu rezolvăm sau la timp toate reclamațiile sau toate daunele, este pentru că sistemul are deficit de finanțare și atunci trebuie să umblăm la bază. Nu este singura scumpire pe care o susține șeful ASF. Miciu Negrițoiu spune că și prețurile la polițele pentru locuințe ar trebui să crească pentru că prima încasată pe termen mediu și lung este insuficientă.